Salut prieteni și bine v-am regăsit la al treilea episod din Soccer Manager 2017. Astăzi avem meci contra celor de la Concordia Chiajna. Ok, jucăm pe stadionul celor de la Concordia. Ok, haideți să vedem ce o să facem în meciul ăsta. Episodul trecut am jucat cu Astra Giurgiu 0-0. Ocazii au fost și de o parte și de alta, dar puteam să câștigăm. Astăzi jucăm în deplasare cu Concordia Chiajna. Hai să vedem. Din nou noi în echipamentul albastru, ei în echipamentul verde. Haide. Sper să câștigăm contra celor de la Concordia. Ok. Poziție mai bună pentru Concordia aici. Pintili faultează. De ce faultezi Pintili? Și Pintili vede cartonașul galben. Păcat. Oricum o să schimb pe Pintili și vreau să-l bag și pe Popescu. Aici. Ce face Enache? Greșește și Enache, ce greșeală în defensivă Enache, de ce o greșești acolo? Doamne. Putea să fie 1-0 pentru Concordia la faza asta. Doamne. Din nou un șut pentru Concordia. Și noi avem un șut, dar peste poartă. Nu, posesie mai bună. Acum noi o să avem posesie mai bună. Perfect. Mai avem un șut. De fapt, chiar două. În trei șuturi, dar niciunul nu este pe poartă. Păcat. Ok. Minutul 30. 0-0. Din nou, Concordia. Atac bun. Din nou, fault. Moche, faultează. Moche verde, cartonașul galben și el. Două cartonașe galbene. Ok. Minutul 35, 0-0. Două cartonașe galbene, din păcate, Pintili și Moche. Mijlocașii noștri, dar... acum ce să facem? Minutul 40. Din nou, Concordia are un șut. Și mai un șut, doamne. Niță este la post astăzi. Minutul 45, trebuie să se fluiere. Este 0-0, ok. O să-l schimb pe Pintili și o să-l bag pe Boldrin și o să-l bag pe Popescu în locul lui Moche. Ok. Hai să vedem ce să facem acum cu aceste două schimbări. Ok. Nu, acest bug, nu am ce să-i fac, nu pornesc, dar nu știu ce. Trebuie să rezolve cei de la Soccer Manager bug-ul ăsta. Ok, haide, trebuie să câștigăm. Nu mai vreau să facem iar egal. Oricum, Concordia nu a jucat, au avut șansa aia când au greșit Enache, dar în rest nu prea au avut ocazii mari. Notul 50, 0-0. Păcat că nu marcăm. Aici, încă o dată, Concordia Chiajna. O, doamne. Nu lăsa să șuteze. Bine, Niță, bine, Niță. Cinci șuturi, Concordia Chiajna. Cornere, avem mai multe cornere. Dar avem două cartonașe galbene. Și nu e bine, mai un șut Concordia. O, doamne, ce păcat. Trebuie să marcăm neapărat. Minutul 60, 0-0.
Nu se schimbă nimic. De ce, băieți? Să vedem ce notă are Alibek aici. Ocazie din nou pentru Concordia Chiajna. Ba nu, era pentru noi ocazia. Ok. Avem și noi un șut foarte important. 6 la 6 șuturi, dar ei au cu unul în plus pe poartă. Acum aici am avut încă o șansă foarte bună. Aici din nou șansă pentru Steaua. Încearcă bine o centrare. Alibek. Alibek. Ia stați puțin. Alibek joacă bine. Am crezut că a intrat atacant. Nu e bine așa. Ok. Oricum. Am egalat din ocazii. Și avem un șut în plus. Ok, bine. Partida asta, adică repriza asta, a mers mai bine față de cealaltă. Posesie mai bună, șuturi mai multe. Uite, corneri mai multe. Ok, minutul 70, dar păcat că nu marcăm. Păcat că nu marcăm. Minutul 75, 0 la 0. Sunt 5.000 de oameni pe stadion. Mai avem încă două șuturi, de fapt un șut. Dar iarăși nu marcăm. Aici un corner. Putem să dăm un gol. Gol! Gol! William de Amorim, perfect, lasă Tamaș pentru William de Amorim. Și facem 1 la 0, minutul 83. Trebuie să ținem acum de minge. Trebuie să ținem de minge. Mai avem încă un șut, ok, bine băieți. Haideți. Bine, băi. Portarul celor de la Concordia este man of the match. Wow. Ok, Poli face 0 la 0. Botoșan bate pe Dinamo cu 2 la 1. Iașul bate cu 1 la 0 Gazul. Viitorul câștigă cu 2 la 1 față celor de la Voluntari și noi câștigăm cu 0 la 1. Ok. Haideți să vedem în continuare. Târgu Mureș bate CFR-ul. Doamne. Hai să vedem cum arată. Noi suntem pe locul 5. Iașu pe primul loc. Târgu Mureș pe al doilea, pe locul 3 Pandurii Târgu Jiu, Viitorul pe 4, noi pe 5, Dinamo pe 6, pe 7 Botoșan, pe 8 Poli Timișoara, Astra pe 9, CFR-ul pe 10, Concordia pe 11, pe 12 Universitatea Craiova 0 puncte, Voluntari 13 și pe locul 14 Gazmenta Mediaș. Ok. Astra Giurgiu are cu CS Universitatea Craiova. Bate 5 la 0. Astra Giurgiu. Ce se întâmplă cu Craiova? Varan vrea să meargă la Manchester United. Interesant. Și avem derbiul. Dar jucăm în cupă. Avem derbiul cu Dinamo București. Oricum, îl lăsăm pe episodul viitor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!